Salutare vulpițelor și hudinașilor și bine v-am regăsit la primul episod de Q&A din sânul familiei noastre. Salutare! Astăzi o să vă răspundem la toate întrebările voastre. Ne-am strâns aici în dormitor. Morocunosul este afară cu toți susținătorii săi, să credem. Mare vedetă, ia uite asta. Ia uite ce acolo, mă. Doamne! Deci nu vine să cred. A invitat tot orașul la noi acasă. Și-a chemat reporteri, și-a chemat, el crede că o să ajungă pe nu știu ce pagină. Tata, ia uite-l și pe bunicul pofticios pe acolo, îl văd acolo, îl vezi, Foxy? Da, o nebunie, nu alta. Da, ia uite, ăsta seamănă, mamă, și-a luat mască de morocănos, ia uite cum arată. Nu știu, și-a chemat toate rudele la noi acasă și nu știu ce a făcut, dar a venit cu o grămadă de lume. Exact, să nu uitați să răpeți acolo butonașul de like și de subscribe și hai să vedem primul episod de Q&A în care răspundem la întrebările voastre. Prima întrebare este pentru Vulpița, fetița noastră, și este una așa capcană. Ia să vedem. Vulpițo, ai iubit? Opa! Ia să vedem ce răspunde. Oh, deci n-are iubit vulpița. Dar am văzut acolo în comentarii că vulpițele și hudinașii ziceau că ar fi văzut-o pe vulpița așa la colț cum stă acum, știi? Cu vreun băiat, dar eu sincer hudinii n-am văzut-o. Nici eu n-am văzut-o, recunoști vulpița? Nu. Aoleu, deci nu recunoaște, asta este, dacă o zici că n-are iubit, n-are. Da, hai să vedem, următoarea întrebare este pentru noi, practic. Pentru noi? Hai da. Să vedem. Cum o să fie magazinul nostru peste 10 ani? O să fie mall? Da, sincer, da, eu mă gândesc ca să ne deschidem un mall peste 10 ani, să avem aici Dita Mai Mall-ul, cel mai mare mall din oraș. Mamă, super, nu? Următoarea întrebare este pentru mine. Foxy, cât îl iubești pe Houdini? Mamă, până la stele și înapoi. Drăguț. Așa, pentru Jessie, întrebare. Cum vrei să-l cheme pe bebeluș? Păi, momentan... Dar Jessie nu e aici. Aoleo, Jessie n-a venit la conferință, Foxy. N-a venit Jessie. Nu. E la doctor, a plecat la doctor. A plecat la doctor, nu? Da, s-a dus la doctor cu sarcina, urmează să nască, mamă. Din păcate lipsește Jessie, dar o să răspundem noi. Da, exact. Cum, Houdini Junior, tu știi, cum... Ia să vedem. Cum crezi că ar vrea să-i cheme pe bebeluș? Ne-am gândit la ceva nume, dar încă nu suntem siguri. Cred că o să-i punem numele, dacă este băiat, îi punem Gigel. Da, Gigel îi punem numele. Gigel? Gigel cu capul chel. Aoleu, eu zic să te mai gândești. Sigur Jessie n-a vrut numele. Cu siguranță Jessie vrea alt nume. Așa, să vedem. Pentru Houdini. Opa, pentru mine întrebare, ia să văd. Ce impresie ai avut Houdini despre Foxy în viața reală când ai văzut-o prima dată? M-am îndrăgostit de ea, Lulia. Și impresia a fost? Că e frumoasă. Vulpița, păi îți dai seama dacă m-am îndrăgostit, Lulia. Păi doar de frumusețe, de intelect, nu? Ba da, de toate, Foxy. Așa. Întrebare pentru Houdini Junior. Păi ia să vedem ce întrebare a primit Houdini Junior. De ce poartă Houdini Junior mereu geacă? Ia zi, Houdini Junior. Pentru că îmi place, geaca mea e ceva șmecher, o port tot timpul cu mine. Nu știu dacă e chiar geaca, e un fel de hanorac, nu? Ia să te vedem. Da, e un hanorac geaca, uite că mi se vede gluga acolo în spate. Da, ia uite, se vede aici gluga, deci este, are și gluga. Deci este hanorac, practic, nu e geaca. Este geaca hanorac. Da. Așa, să vedem următoarea întrebare. Pentru Jessie nu e aici. Cu morocănos să povestim mai încolo. Stai să vedem că avem foarte multe pentru morocănos și pentru Jessie. Aoleo. Haide că așteptăm, ia uite acum. Întrebare pentru Foxy și Houdini. Opa. Cum v-ați cunoscut? Ia spune. În parc. Am făcut și un episod în care am simulat întâlnirea noastră, nu? Da, exact. În parc, într-un parc ne-am întâlnit. Da, exact. Cine a fost cu ideea să creeze acest cont de YouTube sau de această serie?
Cine? Cine? Foxy, Foxy. Foxy, Foxy. Sper Vulpița. Că vă place. Sper că vă place. Întrebare pentru Vulpița. Hai, Vulpița. Why don't you speak Romanian? Opa, de ce nu vorbești română, Vulpiță? Ia răspunde acum la întrebarea asta. Because I don't like it, Romania. Aoleu! Nu-ți place româna? Nu-ți place româna? No. Aoleu! De ce? De ce? Asta e întrebarea mea. Da, nu știu, am rămas surprins. I want to go in America. Ok, mama, ia uite aici, Vulpița americană. I want to be a star. Opa, vrei să fii o steluță? No, star. Oh, star? Ce înseamnă star? Star. Star power? Movie star. Ah, mă gândeam că te joci Brawl Stars și faci star power. Yes, Brawl Stars. Ah, joacă și Brawl Stars, opa, opa, opa. Opa, Vulpița noastră joacă și Brawl Stars. Da. Super, hai să vedem altă întrebare. Pentru Houdini, când faceți tricouri cu Easy Clan? Dar de ce cu Easy Clan? De ce, da? De ce cu Easy Clan și nu cu noi? Exact. Nu știu când o să facem, probabil că o să fie la un moment dat și tricouri cu Easy Clan. Dar asta pe viitor, momentan n-avem tricouri nici cu noi. Da, exact, exact. Vă veți arăta fețele vreodată? Păi uite-ne fețele, ia uite. Eu am față de Husky, Foxy are față de fetișcană din asta drăguță și frumoasă. Vulpiță. De Vulpiță și Houdini Junior, uite-l aici. Păi de aici, întrebare. Și punctată așa, când vă căsătoriți, doresc să răspundă Foxy. Opa! Când mă cere. Dă vina pe tine acum, vezi? Am înțeles, și că să răspundă Foxy și dă vina pe mine. Păi nu? Vecinul cu lame de stă la voi în casă. Vă rog să răspundeți. Mamă, dar nu ne-am mai întâlnit cu el. Cred că de ce stă vecinul la noi în casă? Păi stă, păi vine așa, clandestin, nu-i dă nimeni voie. Vine da, așa la noi e ușa deschisă tot timpul și aparent vecinii ăștia își fac de cap. Toată lumea vine așa pe la noi acasă, n-au treabă să simt ca la ei acasă. Bă, nu știu, că odată și eu m-am trezit de dimineață și când se mă duc la baie, am dat de cineva pe drum. Opa, da, deci vecinii își fac de cap la noi acasă. Întrebare pentru Houdini. Tu ai cântat Nocive Song 2? Da, eu am cântat Nocive Song 2. Cântăreț, Houdini. Mare cântăreț, mare cântăcreț. Așa, stai să vedem. De ce nu mai vine unchiul Pandalin? Asta e pentru toți întrebarea. Păi unchiul Pandalin nu-i vorba că nu vine, dar el e pe insula bambușilor. Exact, el e acolo pe insula bambușilor, acolo trăiește el și vine așa câteodată, din când în când. Așa, asta nu e o întrebare, zice lumea că vrea să nască Jessie gemeni, o fetiță. Aoleo, gemeni, mama mia Foxy, aoleo, m-am împiedicat, s-a spart geamul, Doamne, m-am lovit de geam, Foxy. Întrebare hai de pentru... capul meu, pe am ajuns bune? Afară. Ai spart geamul? Am căzut, Foxy. Vai de mine. M-am împiedicat și am dat cu mâna în geam și l-am spart. Vai de mine, măcar caut-o pe Jessie dacă ești afară. Aoleu, să vedem, uite, a ieșit și Vulpița, să-l caut și pe Morocănos. Unde ești, Morocănosule? Morocănosule, unde ești? Nu știu dacă mai este pe aici Morocănosul, uite, Foxy. Uite, Vulpița îl caută, da? Wow, ce-ți făcut pe aici? Spartas. Mamă, e nebunie pe aici. Mi-a stricat casa. Ăștia sunt toți susținătorii Morocănosului. Vai de mine, dar el e mâna de... lui, Foxy. Doamne, a venit să ne strice prin casă. Nu știu, uite care e aici, aghiotanți, așa. Mamă, și ăștia joacă pe aici. Măcar de Jessie să dau, sincer. Mamă, ce fac ăștia acolo în ușă? Nu știu, sincer, că-s mulți aici, asta e. O să intrăm. Uai, ce-i acolo? A ieșit Jessie aici, la grămadă. Hei, Jessie, ce faci? M-au prins ăștia la ghesuială. Aoleo, răspunde la o întrebare, Jessie, uite... Îi văd aici rochia colorată, dar nu știu dacă putem să ajungem la... Nici nu mai pot să ies din camera asta. Mamă, Foxy, am rămas aici blocat, cred. Haideți că răspund rapid, spuneți. Răspunde, Jessie, nu mai pot să trec de nimeni aici. Jessie se machiază? Auzi, Jessie, te machiezi? Te machiezi, Jessie? Da, din când în când, depinde, nu toată ziua, dacă nu e vreo ocazie așa specială. Am înțeles, ok. Păi eu cred că sparg peretele ăsta, Foxy. Sparge, mă bag sparge. În el. Bum, bum, bum. L-am spart. Mamă, de știa tot aici. Uite că ești acum cineva. Uite cum ies acum tot câte unul. Oh, v-ați trezit.
Eu uite și pe Jessie. Întrebare pentru Jessie. Jessie, când naști? Păi, doctorul mi-a zis că aș mai avea 2 săptămâni până să nasc. Oh, 2 săptămâni, mamă, deci o să naști imediat. Super. Ce zici, Houdini Junior? O să avem un bebeluș. Câți copii o să aibă Jessie și Houdini Junior? Nu știu, cât să... Tot Dumnezeu, abar n-am. N-am de să știu. Jessica m-a împins! Mamă, l-a împins pe Houdini Junior, ai văzut? Da, am văzut. Era rușinată, cred, Jessie. Pentru Houdini, de cât timp ne-am deschis magazinul? Păi, sincer, a trecut ceva timp. Mamă, stai așa să mut aici, să pun niște din ăsta. Sincer, a trecut ceva timp, nu știu, de câteva săptămâni bune. Așa? Morocanelul, dau de el, ia să vedem. Cel mai greu moment de la serviciu. Care a fost cel mai greu moment de la serviciu? Da. Sincer, nu știu. Pentru Houdini Junior, nu pentru tine. Houdini Junior, am înțeles, Houdini. Că tu ce ai muncit? Tati, lasă-mă pe mine, pace. La mine era întrebarea, nu la tine. De ce vrei să furi întrebarea? Aoleu, îmi pare rău, Houdini Junior. Păi atunci răspunde tu la întrebare. Când a rămas pentru prima dată 12 ore la muncă, mamă, a fost mult de stat. Uite, l-am găsit pe... Morocanos, salutare morocanosule. Domnule vânzător morocanos, avem la întrebări pentru tine. Ce faci, dormi? Ia spuneți-mi și mie o întrebare. Voi mă, că am luat somnul de la atâta petrecere. O să te trezești instant când o să auzi. O mai iubești pe tanti Veta? Aoleu, Vetuță. Normal că o mai iubesc, este în inima mea. Vânzătorule morocanos, de ce ești așa morocanos? Pentru că îmi place să morocanesc. De când ai magazinul? Păi l-am din totdeauna, de când sunt mic am crescut cu magazinul ăsta aici. Am înțeles, e din neam în neam. Da, stai să repare aici puțin focții ăsta. Bam, bam, așa bun. Mai avem întrebări pentru domnul morocanos? Da, va închide magazinul, gen va da faliment în urma magazinului nostru. Morocanosul niciodată nu dă faliment? Mamă, când mai pot de somn, îmi vine să țipesc. Așa, și încă o întrebare pentru morocanos. Unde locuiești, Aba, morocanosule? Păi, majoritatea timpului la magazin, aș zice. Îmi place să lucrez tot timpul. Să înțelegem că nu ai casă, morocanosule. Bă, da, am casă, doar că nu o prea frecventez, dacă știți cum zic. Așa. Regulă, morocanosule, cam acestea zic ar fi întrebările pentru tine. Pentru morocanos, ia să vedem, și mai avem vreo altă întrebare? Pentru tanti Vetuța aveam câteva pentru întrebări. Tanti Vetuța, dar nu știu unde e tanti Veta. Vetuțo, unde ești, Vetuța? Uite, cred că e aici undeva. Uite pe tanti Veta, hai să vedem o întrebare pentru tanti Veta. Da, mamă, că ați ipicit tanti Veta, ia uite-te, Foxy. Ce până doarme astăzi? Da, nu știu, zici că sunt obosiți. Tanti Veta, trezește-te. Vetuțo! Uite, tanti Veta. Mai simți ceva pentru morocanos? Mai vrei să fii împreună cu el? Asta e o întrebare capcană. Voi, dragilor, nici să n-au avut de morocanos. L-am văzut pe aici, nu știu ce caut aici. Aoleu. Nu vreau să-l văd. Apropo, am un iubit. Ce pătrățele are. Aoleu, mama mia. Dar știi că morocanosul a zis că încă te mai iubește? Așa au zis? Așa au zis. Na, să-i fie de bine. Rămâne cu iubitul și cu privitul. Săracul morocanel. Cam atâta. Mai avem vreo întrebare pentru tanti Veta? Cred că mai avem, dar stai să uit. Alte întrebare pentru... Pentru cine? Pentru mine. Ce mărime por la pantof? 3,75, dar de obicei mi se potrivește și 3,8. Depinde cum este lucrat. Depinde cum bate vântul. Jessie, când o să naști băiețelul? Am mai răspuns la întrebarea asta, au zis că... Dar stai că nu știu unde e Jessie. Da, am mai răspuns, dar nu știu unde e Jessie. Iară s-a tirat. A fugit Jessie. Houdini! Ia să vedem. Asta dacă vrei să zici sau nu. Cum se numește nivelul care vă jucați voi? Ce nivel? Harta, probabil. Harta? Nu știu, sincer, chiar nu știu. Nu știu numele hărții, îmi pare rău. Houdini Junior, cum este să fii cu Jessie? Ia stai să mergem să-l căutăm pe Houdini Junior. Houdini Junior, auzi? Cum este să fii cu Jessie? Îmi place, este cea mai drăguță fetișcană, Jessie. De-aia te-a este soțioara mea.
Da, mă ascund să nu mă găsească. Nu știu că mi-am ascuns, Elia. Sigur nu te-au pus să faci ceva. Nu, 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 bine că te-o zis că trebuia să mă duc să, să spăl ceva. Parcă așa îmi amintesc, da, am fugit repede. Întrebare tot pentru tine. De ce ești așa drăguț? Pentru că sunt junior, Houdini junior. Și câți ani ai? La mă, 20 de ani. Lumina, sunt puternicos. Ești cam tânăr, măi, Houdinașule. Oh, drăguțul de el, nice. Deci, vulpițelor și udinașilor, cam acestea au fost întrebările la care au avut răbdare să răspundă, că au zis că nu răspund la nu știu câte întrebări, că n-au răbdare, vor să se bage și ei în horă, vulpița deja s-a băgat. Exact, ia uite acolo, toată lumea petrece, așa că ne băgăm și noi aici la o horă, încingem o horă. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, houdini.insta și... Foxy.insta, vă pup și ne revedem pe un următor episod. Exact, și dacă mai vreți episoade în care să vă răspundem la întrebări, să ne scrieți acolo în comentarii. Pa, pa! Pa, pa!